Dragii mei, după cum vedeți, am schimbat distribuția aici în platoul nostru și au venit fete noi. În stânga mea avem pe domn profesor Constantin Ungureanu, într-o altă postură decât îl cunoașteți dumneavoastră de obicei, adică în postura de nemuritor. E, acum a venit la noi în postura de domnul profesor. Bine ați venit, domnule profesor, și văd că nu ați venit cu mâna goală. Să rămână, mulțumesc frumos, ne pare bine de revedere. Chiar dacă am fost însoțit de colegii mei de trupă, tot în postură de profesor sunt, că să le sunt profesor și lor. Profesor, m-am format și așa o să mor, cum zice românul. Da, am venit cu mare plăcere alături de prietenul meu, Cătălin, un băiețel foarte simpatic care m-a determinat, după mulți ani de zile, să reîncep activitatea de instruire, așa, în ale muzicii cu copii. S-ar putea ca mai târziu să revin la, sau să amplific această activitate, pentru că sunt mulți copii talentați și sunt și colegi care se ocupă de așa ceva, dar zic eu că mai am încă ceva de spus și în acest domeniu. Așa că am venit cu Cătălin, un copil pe care eu îl apreciez foarte mult. Mă bine dispune când este cu mine. Asta da? M-a frapat de la prima întâlnire și de asemenea am fost plăcut impresionat de urechea lui muzicală. Are o ureche foarte bună. Deși urmează o școală normală, dar îi și place această activitate și sperăm să realizăm lucruri frumoase. Sunt convinsă, are pe cineva în familie pe care moștenește sau efectiv are ureche muzicală și atât? Dar eu am urechea muzicală. Doar tu ai ureche muzicală formată și acum o să ți-o perfecționeze domnul profesor Constantin Ungureanu, nu-i da. Așa? Cum este domn profesor ca și profesor? Este bun. Da? Glumește cu tine? Sau este foarte serios? Glumește. Glumește, da? Când te duci acasă la dânsul și faci ore speciale cu domnul profesor? Da. Da? Da. Și spuneai că te duci de multe ori, nu? Da. Ai devenit un bun prieten cu domnul profesor. Da. Mă bucur. Și ești un puișor așa de nemuritor. Da. Și pe viitor îți doresc să faci și tu o trupă și să ajungi așa precum domnul profesor, mare nemuritor, ce zici? Da. Așa-ți dorești? Da. Ce mare solist care cântă în acest moment, în afară de nemuritorii, îți mai place? Păi, mai îmi place și trupă rock. Îți plac și trupele rock? Da. Bravo. Ei, dacă îți plac trupele rock, iată ce contrast așa între etno și rock. Haide să te ascultăm cu două piese făcute de domnul profesor, mă gândesc, Constantin Ungureanu. Da. Firește, așa. Și apoi, poate cine știe, ne cânti ceva live să fie rock. Ce da. Zici? Da? Da. Bine, cântă Bălan, Cătălin, Ștefănuț.
A fost pentru dumneavoastră Bălan, Cătălin, Ștefănuț, un viitor mare nemuritor. Dragul meu, dăm voie să te întreb, ce spun colegii tăi la școală despre piesele astea? Le-ai cântat colegilor? Nu. Nu le-ai cântat încă? Sau sunt proaspete, abia le-ai scos? Sunt proaspete. Sunt proaspete. Ție-ți plac temele astea ce le spui tu acolo? Despre ce cânti tu în cântecele tale? Păi când... Despre mândrulițe? Mai mult, da. Mai mult despre mândrulițe, așa. Cu mândrulițele cum stai pe la școală? Așa. Cum sa? Ai zis că nu prea le suporți? Sau... Nu prea le suport, dar... Sunt despre cum șoarecele cu pisica, așa, nu-i așa? Dar da. Acum când o să le cânti despre... despre mândrulițe, sigur... O să mă placă. Or să te placă, sigur că da. Stăm de vorbă cu tot, cu domnul profesor Constantin Ungureanu. Luați, vă rog, microfonul. Și vă întreb așa și despre trupa Nemuritorii, pentru că n-avem cum să nu vorbim și despre trupa Nemuritorii. Ce mai au în plan băieții de la Nemuritorii? Destul de multe și cu satisfacție vă spun câteva lucruri. În maxim o lună de zile va ieși cel de-al 11-lea album. Și la cât mai multe. Mulțumesc, la fel. Partea extraordinară, zicem noi, este faptul că am convenit cu casa de producție ca toate 15 piese să fie filmate și vizualizate de oameni pe posturile de televiziune și pe internet. Asta e un lucru foarte bun, că este o foarte bună publicitate. Înainte nu era așa. Făceam 3-4, 2-3-4 la fiecare disc. De asemenea, anunțăm cu mare plăcere că săptămâna viitoare vom pleca în Serbia la un mare festival. Iar în cursul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie am primit ok-ul din Republica Moldova. Vom avea un turneu de minim 20 de spectacole alături de alți vreo 2 artiști din Republica pentru a susține câte un spectacol așa consistent în mai multe capitale de raioane. Așa cum i-ați obișnuit de fapt pe moldoveni să vă duceți relativ des acolo. Sigur că da. Am mai fost și în vara asta de câteva ori la niște evenimente private și nu ne plângem de activitate. Mai rău este că... Mai rău. Nu mai rău. Am așa o puțină amărăciune că noi în vara asta nu prea am cântat în județul Buzău. Poate pe cei care vreau să ne vadă ia în privat de această bucurie, dar nu din vina noastră. Și poate, cine știe, s-au grăbit ceilalți din afara județului. Sigur, au fost și cazuri în care contacteze mai au fost și cazuri în care am antamat discuțiile cu alte persoane din alte județe, dar ar fi fost mai comod să cântăm în județ decât să mergem 5-6 ore pe drum, cântăm o oră, iar venim 5-6 ore. Asta este singura chestiune. De asta spun, că poate totuși nu există o vină a cuiva, ci... Aș putea să zic așa, dar... Mă rog. Da, mă rog. N-am stat... Lăsăm n-am să stat, se interpreteze. Dar n-am stat degeaba. Mulțumim din așa suflet este. Celor care ne-au invitat. Așa este, mulțumim și noi foarte mult. Mai revenim la dumneavoastră. Spunem bine ați venit și fetelor din dreapta, adică Andreea de la trupa Cronos, Andreea Pană Crețu, așa, dăm voie să spun numele complet, alături de două prințese. În dreapta este fetița ei, care ne-a cântat și ea odată la o altă emisiune, acum nu mai vrea, deci a specificat că acum nu mai vrea să mai cânte, și mai avem aici o altă prințesă pe nume Rosio. Și o să ne spună ea completarea numelui sau dacă o să ne ajute mami. Cum te cheamă, iubire? Eu v-am găsit. Bine ai venit. Rosio. Rosio. Și are un nume mai complicat pe care o să ne-l spună mami dacă o să reușim, pentru că aia de fapt este jumătate româncă, jumătate spanioloaică. Și... Carla Boy Rosio. Așa, cum spui tu, draga mea, foarte frumos nume și greu de pronunțat și te cred că nu poți să-l pronunți. Spune-mi, draga Andreea, de când vezi tu de astfel de copii, că până la urmă tu ai și copii la Școala Populară de Artă, dar mai vezi și de copii acasă în particular. Ea este unul din copiii de care vezi acasă. Sigur că, dar în primul rând am voie să-ți spun bine te-am găsit. Mulțumim pentru această ocazie, iată, să apărăm pentru prima oară. Iată, pentru prima oară și aici, da. Pentru prima oară și la Cătălin. Într-adevăr, este prima oară când reușim să apărem, așa să spunem, în fața celor de acasă și cu această ocazie îi salutăm și le mulțumim pentru că, iată, sunt alături de noi.
Și dăm voie să mai specific un lucru. Noi ne cunoaștem de foarte puțin timp, de câteva luni. Rocio studiază și pianul cu o doamnă foarte dragă sufletului nostru, să spunem așa, doamna Iacob, pe care o salutăm și o pupăm cu tot dragul. Și ce să spun, sunt copii talentați și trebuie să îi ajutăm cumva, oarecum, pentru că, iată, și noi la rândul nostru am fost ajutați și este păcat să nu arătăm. Chiar dacă au vârstă atât de fragedă, trebuie arătați încă de din fragedă pruncie, ca să spun așa. Sigur, este într-adevăr foarte micuț, are 4 ani și ceva, aproape 5. Da, este și păcat atâta timp cât Dumnezeu i-a înzestrat încă de la naștere cu o ureche muzicală și cu un pic de voce și un pic de noroc, pentru că, iată, în viață, dacă n-ai noroc, e așa puțin este. Mai dificil. Așa este. Păi atunci să-i dăm microfonul să ne cânte, eu zic așa. Osio, te duci și ne cânti, da? Eu vreau să fiu o stea.
Trebuie să rectific, pentru că eu am zis Osio și de fapt o cheamă Rosio. Așa este. Draga mea, mă ierți că te-am botezat, da? Mă bucur. Ce spui, doamna profesoară, despre talentatul tău copil, pentru că într-adevăr are ureche muzicală foarte bună. Da, și pentru prima că... apariție la o televiziune a cântat foarte bine. Da, este, ce să spun, sunt mândră de toți în general, având în vedere faptul că este cea mai mică dintre toți copilașii cu care lucrez. Mai spunem o glumă, ne mai jucăm, mai glumim, e pentru că... E un fel de la cămin, așa, adică trebuie să te comporți, să cobori la mintea lor. Ei fiind foarte mici, nu au stare. Nu au nici stare, nici răbdare, nici... Dar trebuie să avem și noi, de fapt, și pentru ei. Noi avem experiență, vrem să credem așa despre noi. Cu siguranță, da, mă bucur tare mult pentru prestație. Să nu simtă că e un lucru impus. Chiar exact, de multe ori lor le place muzica, dar părinții de obicei îi mai împing așa în spate, cu bună credință, dar ei trebuie să nu simtă acest lucru. De lăudat faptul că, uite, aici în emisiunile tale sunt aduci copii din când în când și ți-aș recomanda ca unul cu mai multă experiență să continui acest lucru, pentru că este foarte, foarte bine. Chiar copiii care debutează aici, pentru că i-am dus și noi în studiouri, deși nu sunt la un nivel foarte ridicat al calității interpretării, dar trebuie să le dăm curaj. Acel gir. Sigur că da. Se uită smeriți așa într-un studio, ce e la, ce e la, cum se spune, de ce greșește, de ce îl întorci, îi facem un CD, se ascultă cum a cântat, rămâne uimit. Toate lucrurile astea îl fac să fie atras mai mult de activitatea pe care o facem. Să vorbim un pic și despre trupa Nemuritorii. De curând ați filmat 5 videoclipuri tot în zona aia frumoasă, la Covasna. Da, am profitat de bunătatea și prietenia unor oameni dragi de la Covasna, de la Comandău mai exact, și am stat acolo 2 zile și am filmat, am creionat, mai bine zis, 5 videoclipuri, dintre care unul cu temă patriotică, foarte frumos, care cred că va prinde foarte bine. Nu pot să-ți expun acum titlurile cântecelor, deoarece încă eu nu le-ați am fixat încă titlurile finale ale pieselor. Am mai filmat mai înainte încă un videoclip complex, mai complex. Urmează ca săptămâna viitoare să vorbesc cu băieții și să mai facem niște filmări aici în zona Buzăului, pentru că este mai aproape. Și am început și serviciul. Să le completați pe cele care le-ați filmat. Să completăm pe celelalte și să le creionăm pe celelalte, să le facem pe celelalte. Sperăm să iasă lucruri frumoase și să fie apreciate de cei care le vizionează. Sunt convinsă că vor fi apreciate, așa cum de altfel toate videoclipurile au fost apreciate de publicul larg. Ce planuri aveți în viitorul apropiat, dacă mai reușiți să faceți acele colinde cu care ne-ați obișnuit în fiecare an? Colinde, sau le promovați tot pe acelea? Cred că vom rămâne tot la cele vechi. Eu am compus alte colinde, dar cred că timpul nu ne permite să fac altele noi. Trebuie să înregistrări, prelucrări și așa mai departe. A apărut și acest turneu, să zicem, de vreo lună și ceva în Republica Moldova. Intrăm în decembrie, când deja acestea trebuie să făcute și date spre difuzare. Cred că vom rămâne la cele... S-ar putea să nu mai fie timp. Iar vreau, până plecăm în Moldova, am un cântec pe care eu l-am dedicat din tot sufletul eroilor Republicii Moldova, celor care au luptat în conflictul, războiul practic pe care l-au avut ei acum câțiva ani de zile cu Transnistria. Am făcut un cântec pentru acești eroi și sper să facem și o puțină ilustrație video și să-l prezentăm televiziunilor din Chișinău. Cred că or să fie foarte încântați moldovenii, cum de altfel sunt extrem de încântați la fiecare apariție a dumneavoastră acolo, a Nemuritorilor, și sunteți primiți așa la scenă deschisă de fiecare dată. Dacă tot sunteți prezent aici, haideți să urmărim un videoclip al Nemuritorilor și dumneavoastră ați ales Vino Dragă Mândruliță. Haideți... Vino! Să vedem, să urmărim videoclipul și ne reîntoarcem în platou. Vino Dragă Mândruliță, Nemuritori. Thank you.
ce bine șade-n brațe la haidu. Toată lumea să se mire, ce bine ne stă, amândoi suntem o lacrimă. Vino, dragă mândruiță, vin să te sărut, că nu știi ce bine șade-n brațe la haidu. Toată lumea să se mire, ce bine ne stă, amândoi suntem o lacrimă. Stau prin codru și oftez mereu de dragul tău, fără tine, fără tine plâng mereu. Doamne, ce te îmbrățișez mereu în gândul meu și te aștept în visul meu. Vino, dragă mândruliță, vin să te sărut, că nu știi ce bine șade-n brațe la haidu. Toată lumea să se mire, ce bine ne stă, amândoi suntem o lacrimă. Da, mândruliță ca a mea, nu mai are nimeni a mă. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi, mândru. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi. Să pui lampa la fereastră, că o să vin în sat. Să pui masa, să faci patul, că-mi e drag. Busuioc să pui sub pernă când ne vom iubi, ca așa juruiți vom fi. Vino, dragă mândruliță, vin să te sărut, că nu știi ce bine șade-n brațe la haidu. Toată lumea să se mire, ce bine ne stă, amândoi suntem o lacrimă. Da, mândruliță ca a mea, nu mai are nimeni a mă. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi, mândru. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi. De mă prinde poterea și în lanțuri m-o lega, să nu plângi, mândruțo dragă, că tot voi scăpa. Nimic nu mă poate ține departe de ea, mândruțo, ești viața mea. Vino, dragă mândruliță, vin să te sărut, că nu știi ce bine șade-n brațe la haidu. Toată lumea să se mire, ce bine ne stă, amândoi suntem o lacrimă. Da, mândruliță ca a mea, nu mai are nimeni a mă. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi, mândru. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi, mândru. Ce n-aș da să fii cu mine și noapte și zi, așa fericiți vom fi. Hei! Dragii noștri, ați urmărit Vino, dragă mândruliță, de la trupa Nemuritorii, pentru că l-am avut prezent alături de noi pe domnul Constantin, membru fondator al trupei Nemuritorii și șeful de bază, mâna dreaptă a trupei. Mulțumim foarte mult pentru prezență, domnule profesor, baftă și cu fișorul dumneavoastră pe care l-ați mulțumim luat foarte sub mult, aripă și foarte sub mult. Ocrotire. Mulțumim foarte mult! Nu, dragul meu, eu mulțumesc foarte mult. Așa și Andrei, mulțumesc și foarte mult. Și să-ți meargă bine și ție, Rosio, și să mai vii la noi și să ne mai cânți, așa, cu venim mai mult cu curaj. Și o așteptăm și pe zuzulica ta cea mică, pe Daria, pe Daria să ne cânte și ea. Lui Rosio îi promit că o să-i dau niște cântecele.
Ce frumoasă promisiune, Rosio. Poți să mulțumești pentru că domn profesor are ce să dea și lucru bun. Mulțumim foarte mult și celor care ne-au ajutat. Cristina Niculescu, make-up și coafiră, Florăria Florosente, Alina Belu, Hotel Art și Crina Tudose. Mulțumim foarte mult tuturor dumneavoastră pentru atenția acordată. Vă mulțumim încă o dată și să rămâneți alături de TV Sud-Est și de programele noastre pentru că aveți ce vedea de fiecare dată. Până săptămâna viitoare, să fiți sănătoși și numai bine!